Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. O să vă rog să deschideți Cuvântul lui Dumnezeu în două locuri. Prima oară în Epistola către Romani, capitolul 13, de unde vom citi versetele între 8 și 10. Și a doua oară vom citi din Galateni, capitolul 6, versetul 2. Deci, Romani, capitolul 13, începând cu versetul 8. Să nu datorați nimănui nimic, decât să vă iubiți unii pe alții. Că cine iubește pe alții a împlinit legea. De fapt, să nu prea curvești, să nu furi, să nu faci o mărturie mincinoasă, să nu poftești și orice altă poruncă mai poate fi, se cuprind în porunca aceasta, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dragostea nu face rău aproape lui. Dragostea, deci, este împlinirea legii. Galateni 6:2. Purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Amin. Frați și surori, vă invit să vă reocupați locurile. Îl văd în sanctuar și pe fratele Nelu Toma și dânsul a fost în România, nu știu sigur când s-a întors în ultimile zile, dar frate Nelu, vrem să vă salutăm și să mulțumim Domnului că a fost cu dumneavoastră când ați călătorit înspre țară și când v-ați întors înspre casă. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Scumpă Biserica a Domnului Iisus, în această seară continuăm cu lecția 6 pe care am început-o data trecută, învățătura despre lege. Și procedăm la partea a doua a acestei învățături, deoarece data trecută timpul rezervat pentru lecția biblică a fost insuficient pentru ca să epuizăm într-o oarecare măsură învățătura despre acest subiect. Dacă vă mai aduceți aminte, am vorbit despre lege. Învățătura aceasta este o învățătură complexă în Scriptură. Și observați ce spune versetul 9 din primul text pe care l-am citit. Să nu prea curvești, să nu furi, toate acestea sunt porunci din Decalogul Vechiului Testament, adică dintre cele 10. Să nu faci o mărturie mincinoasă, să nu poftești, atenție, și orice altă poruncă mai poate fi. Toate acestea se cuprind într-o singură poruncă. Nu spune cuvântul Domnului că se desfințează. Data trecută am definit legea și spuneam că unul dintre felurile, modurile în care putem privi legea este ca și sistem moral. Și aceasta este legea lui Dumnezeu, din punct de vedere moral, care nu se desfințează niciodată. Pentru că niciodată nu trebuie să mințim, să furăm, să poftim, să facem mărturie mincinoasă, să ne facem chipuri cioplite sau să ne închinăm la altele făcute de alții și așa mai departe. Dumnezeu ne-a creat după asemănarea cu sine, din punct de vedere moral și spiritual. Și această asemănare, această imitare a lui Dumnezeu din punct de vedere moral, nu ține de Vechiul Testament sau de Noul Testament, ci ține de relația spirituală cu Dumnezeu, indiferent de dispensațiunea istorică, de timpul în care oamenii trăiesc. Vorbeam despre lege ca sistem ceremonial și sistemul ceremonial s-a încheiat deoarece miei de jertfă arătau înspre mielul lui Dumnezeu care va coboră pe pământ ca miel de jertfă. Vorbeam despre legea ca sistem civil, despre Constituția lui Israel, care e valabilă doar pentru națiunea lor, nu și pentru națiunea noastră. Vorbeam despre legea ca ascultare față de lege,
ca și atitudine de supunere față de legea lui Dumnezeu sau de lege ca sistem de operare. Aduceți-vă aminte de expresia aceea, legea păcatului, legea iubirii, legea credinței, legea noastră și așa mai departe. Am observat, dacă mai țineți minte, scopul legii. Primul este pentru cei nemântuiți, ca să le descopere neputința de a o împlini și să-i conducă la Hristos care mântuiește. Legea nu mântuiește, niciodată nu a avut legea acest scop să mântuiască. Aduceți-vă aminte de exemplul pe care îl dădeam data trecută. Atunci când într-o cameră este întuneric, nu vezi că este mizerie, că nu-i curat. Dar când aprinzi lumina, când vine legea, dintr-o dată păcat, mizeria, lipsa de curățenie devine evidentă. Lumina aprinsă în cameră spune că nu-i curat, dar nu face curățenie. De asemenea, scopul legii pentru cei mântuiți, nu să-i conducă la Mântuitorul, ci să-i conducă după Domnul. De asemenea, mai vorbeam și despre scopul penal, de corijare, de pedeapsă al legii lui Dumnezeu. Dacă vă mai aduceți aminte, am vorbit și despre resursele cunoașterii legii. Și am ajuns prin harul lui Dumnezeu data trecută și ne-am oprit, deoarece s-a epuizat timpul, ne-am oprit la legea și legalismul. Deoarece am socotit că subiectul acesta biblic este important să-l abordăm împreună. Chiar dacă eu sunt conștient de faptul că nu-l putem epuiza, dar câteva principii care dau direcție, care provoacă poporul Domnului la meditație, la discernământ, putem să oferim pentru ca să tratăm cu băgare de seamă și cu responsabilitate viața noastră spirituală vis-a-vis de lege și de legalism. Legea este un lucru biblic. Legalismul este un lucru nebiblic și religios doar. Legalismul este folosirea nelegitimă, abuzivă a legii. Legea este bună, spunea Pavel în Romanii, capitolul 7, unde am citit joia trecută, versetul 12. Legea este spirituală, versetul 14. Legea este, atenție, veșnică, Matei 5, 17 la 19, dar ea este așa numai dacă este folosită corect. Spunea Pavel în 1 Timotei, capitolul 1, versetul 8, noi știm că legea este bună dacă cineva o întrebuințează bine. Și pistolul e bun dacă îl întrebuințezi bine, că de-aia a fost fabricat. Și cuțitul e bun dacă îl întrebuințezi bine. Dar câți oameni în loc să taie pâinea cu el, n-au omorât un om cu același cuțit? Legea e bună dacă o întrebuințezi bine. Domnul Iisus Hristos spunea, ce scrie în lege, asta e problema lui Dumnezeu, că El a scris-o, cum citești în ea, e problema noastră, cum interpretăm. Interpretăm în lumina contextului, istoric, geografic, cultural și așa mai departe. Acestea sunt norme elementare de hermeneutică, adică de interpretare, de tălmăcire a cuvântului lui Dumnezeu. Printre multele motive pentru care oamenii ajung de la lege, care este ceva bun, la legalism, care este ceva nesănătos, încercând să împlinească legea, și oamenii care sunt legaliști încearcă să împlinească legea. Ei nu sunt rău intenționați, sunt rău direcționați. Adică sunt puși pe un drum greșit, dar n-au intenții rele. Însă datorită neînțelegerii cuvântului lui Dumnezeu, dintr-o râvnă fără pricepere, dintr-o insuficientă cunoaștere a adevărului lui Dumnezeu, trec dincolo de legea Domnului, pe care o interpretează abuziv și nelegitim și pun pe umerii poporului lui Dumnezeu lucruri, poveri pe care Dumnezeu nu a vrut să fie puse. Haideți să observăm împreună câteva aspecte ale legalismului. Primul și cel mai grav, chiar periculos, aspect, manifestare a legalismului este următorul.
să asculți de lege pentru ca să devii mântuit. Și dumneavoastră ați întâlnit oameni care au convingerea că ascultând de lege devin mântuiți. Încrederea în ascultarea de legea morală sau respectarea legii ceremoniale în speranța mântuirii au dat naștere legalismului. Faptul că nu furi, nu te mântuiește, arată că ești mântuit. Noi nu ascultăm de lege ca să devenim mântuiți. Noi ascultăm de lege deoarece suntem deja mântuiți. Noi nu împlinim legea înainte să-L cunoaștem pe Hristos, în speranța că vom deveni mântuiți prin împlinirea ei, ci împlinim legea după ce L-am cunoscut pe Hristos, deoarece în felul acesta imităm moralitatea și integritatea Domnului. Adică ne ferim de păcatele de comitere și de omitere. Dacă Hristos a dat o poruncă să vă iubiți unii pe alții, trebuie să acceptăm că în sanctuar, în adunarea sfinților, sunt și oameni pe care îi iubești mai greu decât pe alții. Ei, Biblia însă poruncește să iubești pe toți. Oricât de dificil ar fi un om în ceea ce te privește, trebuie să faci tot ce ține de tine ca să-l iubești. A ierta este o altă poruncă. A ajuta este o altă poruncă. A fi ospitalier este o altă poruncă. Spunea Domnul și Iacov întărea, dacă cineva știe să facă un bine și nu-l face, iată dar că a încălcat o lege și a făcut un păcat. Foarte mulți oameni se cred superiori altora, deoarece viața lor este mai integră, mai morală decât a celorlalți. Și oamenii confundă moralitatea cu mântuirea. Nivelul de maturitate cu nivelul de mântuire. În mântuire nu există nivele. În maturitate există nivele. În viață nu există nivele, în creștere există nivele. Poți fi copil, poți fi adolescent, poți fi tânăr, poți fi adult sau poți fi bătrân. Dar când te-ai născut, nu poți fi pe jumătate viu, pe jumătate mort. Ești ori viu, ori mort. Nu poți fi pe jumătate mântuit și pe jumătate nemântuit. Ești ori mântuit, ori nemântuit. Dar când ești mântuit, poți să fii imatur, matur sau foarte matur. Dar nu poți vorbi de maturitate dacă ești mort în păcat. Nu poți vorbi dacă ești copil, adolescent, tânăr, adult sau bătrân dacă ești mort. Mortul e mort. Împlinirea legii este bună sau rea în funcție de motivația pe care o are omul care împlinește legea. Dacă o împlinește să fie salvat, este un legalist care nu va fi salvat niciodată prin faptele legii. Scriptura spune, nimeni nu este neprihănit prin faptele legii. Dar dacă o împlinește pentru că deja este salvat și se ferește de păcat după cum Domnul s-a ferit, nu minți, nu fura, nu pofti, nu prea curvi, nu. Sau celelalte păcate, celelalte porunci care ne obligă să facem lucrurile bune. Atunci dovedește cu fapta că este un om salvat. Spunea Iacov, dovedește-mi tu că ești mântuit fără faptă și nu vei putea. Dar eu voi putea să-ți dovedesc că sunt mântuit din faptele mele care arată mântuirea. Nu există mântuire dacă nu există dovada mântuirii, adică faptele. Ori faptele în legătură cu ce sunt? Sunt în legătură cu poruncile lui Dumnezeu. Nu fura, nu minți sau iubește, iartă, fii răbdător, fii generos, fii ospitalier și așa mai departe. Toate acestea sunt legi, sunt porunci care devin voia lui Dumnezeu pentru noi. În felul acesta manifestăm solidaritatea noastră cu Dumnezeu și în felul acesta îl imităm pe Domnul Iisus Hristos. Domnul n-a furat, nici noi nu furăm. Domnul nu a păcătuit, nici noi nu păcătuim. Dar a nu păcătui e un concept general care are o grămadă de părticele. Nu fura, nu. Un mod
de a nega suficiența resurselor lui Dumnezeu este ca cineva să poarte sarcina vinovăției pe care Mântuitorul a purtat-o deja pe cruce. Noi nu trebuie să suferim pentru păcatele noastre. Cu 2000 de ani înainte de noi a avut altcineva această inițiativă, lăudat să fie numele Lui. Dumnezeu este credincios și drept, nu doar milostiv și bun. 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9, versetul 7 și capitolul 2, versetul 1. Dacă Dumnezeu nu ne-ar fi iertat păcatele, El ar fi necredincios și nedrept, deoarece ne-ar pretinde nouă o a doua plată pentru același păcat pentru care și Hristos a plătit odată murind pe cruce. Înțelegeți conceptul? Afirmația mea e îndrăzneață să spun că Dumnezeu ar fi necredincios și nedrept. Dar dacă Dumnezeu nu s-ar ține de cuvânt să ne ierte păcatele dacă ne pocăim și credem în Iisus, atunci ar dovedi nedreptate și necredincioșie față de propria promisiune că ne iartă în baza jertfei lui Iisus, care deja a murit pentru păcatele noastre. Nu mai e nevoie și noi să mai îi plătim a doua oară. Niciunul dintre noi nu plătim de două ori pentru un produs la magazin. Dacă suntem cu soția și scoate ea credit cardul sau are ea cash, bani lichizi, atunci dacă plătește ea, nu mai plătim și noi încă o dată pentru un produs, se plătește o dată. Pentru păcatul nostru odată a murit Hristos, nu mai împlinim și noi legea ca să fim iertați. Noi o împlinim pentru ca să dovedim că suntem iertați. Pentru că credința trebuie unită cu fapta, nu slobodă, adică despărțită de faptă. Ce este fapta de fapt? Fapta trebuie să se încadreze împlinind legea Domnului, poruncile Domnului. Vă mai aduceți aminte că atunci când am studiat Apocalipsa, am subliniat cel puțin de două ori cuvântul lui Dumnezeu care vorbește despre împlinirea poruncilor. Cine păzește credința lui Iisus Hristos și împlinește poruncile lui Dumnezeu. Sunt două versete în capitolele 12 și 14, din Apocalipsa, nu din Vechiul Testament. Ori în Galateni, capitolul 6, în această seară am citit că cine face aceste lucruri împlinește legea lui Hristos. Care e legea lui Hristos? Legea iubirii. Dar Pavel spunea în Romani, în capitolul 13... să nu prea curvești, să nu furi, să nu faci o mărturie mincinoasă, să nu poftești și orice altă poruncă ar mai fi, se cuprind în porunca aceasta, să iubești. Iată dar că iubirea nu le exclude, le cuprinde. În ciuda faptului că Dumnezeu, fiind drept și credincios, ne-a iertat prin Hristos, oamenii deseori sunt necredincioși și nedrepți, purtând propriile lor sentimente de vinovăție, ca și când, în felul acesta, ar contribui la o iertare mai bună decât cea pe care ne oferă Hristos prin pocăință și credință. Pentru a obține acceptarea din partea lui Dumnezeu, Saul a încercat eliminarea creștinilor, Saul din Tars, Pavel. Preoții au instigat autoritățile romane să-l omoare pe Hristos. Iudaizatorii l-au urmărit pe Pavel toată viața lui. Biserica romană catolică a inventat inchiziția, iar creștinii contemporan legalismul. Nu este nevoie nici de legalism, e nevoie de lege, de normă, de regulă, de poruncă. Nu e nevoie nici de inchiziție, nu e nevoie nici de urmărirea lui Pavel și Petru, nu e nevoie nici să omorâm pe cineva, e nevoie doar să-L urmăm pe Hristos care s-a ferit de păcat. Dar ca să te ferești de păcat, trebuie să știi pe ce culoare să trece și pe ce culoare trebuie să te oprești la semafor. Nu poți în absența cunoștinței să te ferești de păcat. Substituirea sau completarea jertfei Mântuitorului cu merite personale se numește legalism, repet. Definiția legalismului este următoarea: încercarea de a substitui sau încercarea de a completa, de a mai adăuga până la nivelul perfecțiunii ceva la ceea ce deja Hristos a făcut pentru noi, asta se numește legalism. Jertfa Domnului este suficientă, arhisuficientă. Ceea ce noi facem, nu facem ca să fim mântuiți, ci facem pentru că suntem mântuiți.
Copilul respiră nu ca să trăiască. Copilul trăiește nu ca să respire, respiră ca să trăiască. Una este cauză și alta este efect. Depinde unde așezăm efectul în relația cu cauza. Nu vreau să filozofez prea mult pe marginea acestui subiect. Eu știu că Biserica Domnului are înțelegere din Scripturi, dar s-ar putea să fie în mijlocul poporului noi convertiți, copiii de ai noștri care s-au făcut mari, online să fie tot felul de persoane care în fața unui computer, știind de site-ul nostru, de slujbele noastre divine, să ne urmărească. Și pe noi ne-a chemat Domnul să fim învățători ai Scripturilor și Scriptura spune, cine învață trebuie să se țină de învățătură. O particularitate fundamentală care dă direcție și unitate unei biserici locale este învățătura. Unitatea nu stă în faptul că stăm unii lângă alții. Stă în învățătură, în scop și în obiective. Dacă aceste trei lucruri nu sunt la fel pentru toți, aceea nu este unitate. Putem să stăm lipiți unul de altul. A doua manifestare a legalismului, pe lângă ascultarea de lege pentru a deveni mântuit, este ascultare de lege pentru glorie personală. Știu că sună puțin neplăcut și îndrăsneț, dar în ciuda respectului pe care îl avem unii pentru alții, socotindu-ne frați în Hristos, nu verișori, vreau să vă spun că sunt mulți oameni care se cred superiori altora pentru că viața lor este la un nivel mai moral decât al celorlalți. Orică sunt mai de mult pocăiți, orică au mai multă râvnă, ori pentru că au mai multă preocupare pentru viața spirituală, ei reușesc o performanță morală mai mare decât a altuia pe care îl vede inferior și mai puțin mântuit, punând sub semnul întrebării mântuirea lui. Aș vrea să definesc aceste două concepte. Spiritual și moral, frați și surori, spiritual și duhovnicesc, acestea două sunt sinonime în limba română și înseamnă același lucru. Sunt două cuvinte pentru că au origini diferite, unul vine din limba latină și unul din limba slavonă, două limbi care au influențat limba română și vocabularul român. Drept pentru care, spiritualitate înseamnă relația unui om cu Dumnezeu. Relația unui om cu Dumnezeu se numește spiritualitate sau stare de duhovnicesc. Același lucru înseamnă spiritual și duhovnicesc în limba română. Moralitate înseamnă un lucru diferit. Dacă spiritualitatea înseamnă trăirea mea cu Dumnezeu, eu ca persoană, el ca altă persoană, moralitatea înseamnă trăirea mea cu oamenii într-o relație de cinste, de omenie, de respect. Atunci dacă cumva greșim unui om, ne cerem iertare, nu ne facem că plouă timp în care știm că oamenii sunt supărați pe noi, justificat, nu nejustificat. Că nejustificat s-ar putea unii oameni să li se pară tot felul de lucruri, aia e problema lor. Dar dacă un om justificat, potrivit cuvântului din Matei capitolul 5, capitolele 5 și 6, dacă te duci la altar și ți-aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, ce are împotriva ta? Spune cuvântul în același verset, i-ai zis prostule, i-ai zis nebunule, l-ai bârfit, l-ai jignit, atunci trebuie să-ți ceri iertare, știi că trebuie să faci asta, de ce nu o faci? Dar dacă fratele are tot felul de păreri și de impresii, atunci n-ai ce să-i faci, că nu poți să rezolvi problema impresiilor și părerilor nimănui. Atunci când îndreptăm atenția oamenilor direct sau indirect asupra modului strict în care noi împlinim legea, luăm onoarea care aparține Domnului. Frați și surori, vă rog frumos să încercați să înțelegeți această afirmație. Atunci când direct sau subtil, permiteți-mi expresia șmecherește, indirect, îndreptăm atenția oamenilor asupra noastră ca să vadă ei că noi împlinim legea și suntem pocăiți, atunci luăm onoarea Domnului. Nu e nicio fală pentru noi că împlinim legea Domnului. Atunci când facem tot ce trebuie, suntem doar niște robi netremnici. Nu te mai da mare că împlinești legea. Dă-i onoare Domnului prin împlinirea legii. Sunt mulți oameni care împlinesc legea ca să strângă orgoliu personal pentru ei și să pară superiori în adunare între alții. Niciodată sfințenia nu te face superior, te face smerit, modest, nu îngânfat și mândru. Un om care e mai spiritual,
un om care e mai sfânt, un om care e mai aproape de Domnul, nu-i va da fratelui de el impresia că e un nimeni în drum, nu-l va disprețui, nu-l va marginaliza, nu-i va da senzația că este un nimic, făcându-l să se mute la altă biserică, ci îl va ajuta și pe el să ajungă la starea la care este el. Eu când am avut copii mici, nu le-am spus, bă, dar tu ce cauți, băi, așa mic în casa mea? Ia pleacă de aici, ori te faci mare, ori mă lași în pace. Nu, ci l-am hrănit 20 de ani până când s-a făcut cât mine. Așa este și în viața spirituală din biserică. Nu manifestăm aere față de cineva că prin mila lui Dumnezeu, în anumite aspecte ale vieții spirituale, suntem mai sus. În înțelegerea scripturilor sau în manifestare morală sau în alte aspecte, că viața spirituală e complexă ca universul. Omul care este mai sfânt, mai aproape de Domnul, mai moral, niciodată nu se va mândri cu asta și niciodată nu va afișa această performanță la care Dumnezeu l-a ajutat să ajungă pentru ca să inferiorizeze pe cineva și să-și ia glorie și mândrie. Nu, omul acela va fi modest. Dacă vine vorba despre calitățile lui, tot timpul va schimba subiectul. Sunteți oameni mari. Judecați dumneavoastră. Acest lucru devine evident atunci când un creștin măsoară gradul în care este acceptat de Dumnezeu sau gradul în care el acceptă alți creștini după performanța spirituală, după criteriul performanței. Adică, eu spun așa, la fanfară, cine este la înălțimea mea spirituală? Frate, tu vino, restul pe voi nu vă bag în seamă, cu voi nu mă rog în veac și când trec pe lângă voi vă spun pace așa în colțul gurii, n-am nicio treabă cu voi, eu am grupul meu select. Frați și surori, această atitudine nu conduce la unitate, nu manifestă respect. Această atitudine nu conduce la unitate. Imaginați-vă o familie cu 5-6 copii și unul dintre ei ia pe alți doi și spune ăștia, ceilalți nu mai sunt frații noștri, zverișori cu noi. Asta e atitudine? Asta e frăție? Asta e maturitate? Asta e pocăință? Cine ne dă nouă dreptul să ne simțim selecți și superiori față de alții doar pentru că ei nu sunt chiar la nivelul nostru? Dacă avem un nivel mai înalt, prin aroganță se manifestă superioritatea. Prin mândrie și separatism se manifestă maturitatea. Cum se va face un copil mare și va deveni educat dacă tot timpul împingem de lângă noi și nu luăm pe lângă noi să vadă și el cât de sfinți suntem? Pavel a luat pe toți tinerii din vremea lui pe lângă el. Uitați-vă la Ioan Marcu. În fapte nu-l mai lasă pe Barnaba să îl ia cu el. Și se desparte de Barnaba tocmai datorită lui Ioan Marcu. Pentru că Ioan Marcu fusese cu ei într-o călătorie misionară anterioară, ăsta fiind un tinerel de ăsta plin de aere, în timpul călătoriei cine știe ce o fi făcut? Ori a avut pretenții de parcă trebuia să trăiască în catifea, ori cine știe s-o fi uitat după vreo fată. Pavel, care era un om călit și pus pe misiune, a zis, băi tinerelule, tu ne încurci, du-te cu tata de aici și vezi de treabă. Barnaba, fiul mângâierii, spune Pavele, nu, că dacă nu-l creștem noi, lumea nu-l crește. Și Barnaba se desparte de Pavel. Mai târziu, 1 Timotei 4, Pavel e în pușcărie. Au trecut zeci de ani de la evenimentul cu Barnaba și cu Ioan Marcu. Ioan Marcu nu mai are 17 ani cu ochii după fete. Acum a ajuns adult. A trecut prin greutățile vieții alături de Barnaba, care l-a luat lângă el. Și acum Pavel scrie din pușcărie, spune-i lui Ioan Marcu să vină la mine, că am nevoie de el. Pavel, acum ai nevoie de el? Dacă râdeai de el că nu-i bun de nimic, când râdeai de el că tinerei ăștia trebuie puși pe un vapor de carton și la vale, eu am investit în băiatul ăsta. În ăsta plin de aere, eu l-am ținut pe lângă mine, că și eu am avut aere când am fost la vârsta lui. E normal să nu mai am aere la 45 de ani. Iertați-mă. Dar cum am fost la 16? Spuneți dumneavoastră, la 17. Există un specific al vârstei. Nu încurajez aerele.
Dar vreau numai să spun că avem nevoie de răbdare să investim în copiii aceștia. Că dacă nu investim noi, investește Michael Jackson în ei, că el are timp. Ioan, capitolul 5, versetul 44. Cum puteți crede că voi care umblați după slava pe care vă dați unii altora și nu căutați slava care vine de la singurul Dumnezeu? Frați și surori, dacă prin mila Domnului eu reușesc să predic mai bine decât unul dintre predicatorii bisericii sau unul dintre predicatorii bisericii reușește să predice mai bine, nu trebuie să mă cred superior lui sau el mie. Că e mila lui Dumnezeu care lucrează când printr-unul, când prin altul. Și el a dat pe unii. Ce merite am eu că a pus Dumnezeu în mine un dar? Dacă Dumnezeu vrea, mi-l ia. Ați observat-o pe sora Lidia că nu mai poate să mai cânte la cor? Știți ce s-a întâmplat? Are mari probleme cu gâtul. Ați auzit Moise Gaude când l-a fost la noi și a mărturisit? Are mari probleme cu gâtul. Gâtul nu mai lucrează. Nu mai poate să cânte sau să vorbească. Ei, imaginați-vă la un predicator bun, la un cântăreț bun, că îi se întâmplă asta. Ce mai poate să fac? O să învăț limbajul semnelor? Iată cât de mult depinde un slujitor de mila Domnului, de sănătate, de dispoziție, de ungere, de har, de însoțire, de călăuzire și de alți factori. Există riscul ca cineva să împlinească legea pentru a fi văzut de oameni, nu de Dumnezeu. Asta creează următoarele neajunsuri. Devine o metodă de selecție între creștini. Ăsta este din grupul meu, ălălaltul e din grupul lui Vali sau al lui Petru sau al lui Gabi sau al lui nu știu cui. Metoda aceasta este folosită ca cei mai elevați să primească apreciere, iar ceilalți să fie disprețuiți. Ăsta și așa nu-i bun, nu poate veni în clubul nostru. Devine o metodă de a subaprecia pe cei care sunt începători sau pe cei care nu s-au silit pe calea Domnului. Nu s-au silit, au fost mai leneși. Nu s-au rugat destul, n-au postit, au lăsat-o mai moale cu pocăința și au accentuat viața materială sau alte aspecte mai, așa, mai firești. Și în final se ajunge la mândrie spirituală. Cine mai predică ca mine? Cine mai cântă ca mine? Cine mai păstorește ca mine? Cine mai știe să facă ce fac eu? Împlinirea legii este bună sau rea? În funcție de scopul pe care un om îl are atunci când o împlinește. Pentru că poți împlini legea ca să te dai mare, dar poți împlini legea ca să îl faci pe Hristos să primească onoarea și gloria prin proslăvirea neprihănirii pe care o trăiești în cinstea numelui Său. Un al treilea aspect al legalismului este următorul: ascultând de lege prin efort personal. Legalismul este dăunător pentru că devine starea în care omul are cea mai mare încredere în sine. Încă o dată repet această afirmație. Legalismul este foarte dăunător deoarece îi dă omului sentimentul că poate să aibă încredere în el. După 20 de ani de pocăință, acum știi toate lucrurile, frate, te descurci. Am citit o statistică făcută de un american din California care spunea că sunt mulți oameni sau biserici în care dacă Duhul n-ar mai fi prezent, nu s-ar face nicio diferență. Ar fi la fel de rece, la fel de legalism, la fel de religios, la fel de apatic, la fel de tradiționalist, la fel. Acestea și multe altele sunt atitudini legaliste care sunt abuzuri omenești la harul lui Dumnezeu, care este oferit oamenilor în dar prin Hristos. În același timp, trebuie să acceptăm că sunt și situații când împlinirea legii
și respectul pentru lege, în mod greșit este evaluat legalism de altul. Adică, sunt frați și surori care iubesc legea Domnului și legea devine desfătarea sufletului lor. Și pentru că ei se sfințesc, pentru că se apropie de Domnul cu responsabilitate, ei sunt calificați legaliști de alții, dar în mod necinstit, că ei nu sunt legaliști. Ei iubesc legea, nu sunt legaliști. Există și riscul acesta. Dau câteva exemple și închei. Legalism nu înseamnă să afirmi că legea este standard de viață. Ăsta nu e legalism. Dacă spui, eu nu fur, eu nu beau alcool, eu nu fumez tutun, eu nu consum droguri, eu nu am relații intime înainte de căsătorie, nici nu-mi permit manifestări fizice în timpul căsătoriei, ce rost are să-mi fac nerv la cap? Asta nu înseamnă că ești legalist, asta înseamnă că te ții de legea Domnului. Când te ții de legea Domnului, nu ești legalist. Când afirmi porunca Domnului Iisus, nu ești legalist. Ci numai când adaugi la porunca Domnului, ești legalist. În Biblie, libertatea nu este permisul de a face tot ce dorești, ci dorința de a face tot ce trebuie. Umanismul contemporan învață în mod greșit că omul trebuie să fie liber. Și atunci când privești pe altul care se ține de legea Domnului, râzi de el și spui, tu ești după vremea lui bunica. Hai bunicuță, trage și tu un fum, că numai bunicuța nu fumează. Hai bunicuță, ieși și tu cu băiatul ăsta, că nu te mănâncă, că numai bunicuța a fost așa cu mințică ca tine. Și atunci, jignindu-te cu astfel de afirmații, te simți umilită și spui, stai domne că până la urmă nu mă las eu călcat în picioare de ăștia, le demonstrez că și eu pot dacă vreau. Eu nu vreau, mă, nu că nu pot. Și ei spun, nu, nu poți. Și ei spun, vrei să-ți demonstrezi că pot? Poftim. Și noi încercăm să-l convinge pe diavolul că dacă vrem și noi putem să fumăm. Noi vrem să-l convinge pe diavolul că dacă vrem și noi tragem o nară de cocaină sau eu mai știu ce. Și noi! A doua acuzație falsă este... Legalism nu înseamnă afirmarea legii care îngrădește libertatea. Uitați ce vreau să spun. Legea nu e în conflict cu libertatea, frați și surori. Spuneam data trecută și repet în această seară, când ajungi la o intersecție și este roșu, semaforul are culoarea roșie, nu ți-a libertatea. E un sistem de protecție pentru cel din dreapta și din stânga un minut, pentru tine și pentru cel din față, următorul minut și așa cu rândul, când tu, când ei, când tu, când ei, când tu, când ei, ca altfel să omoară acolo în intersecție. Asta înseamnă lipsă de libertate? Nu. Mulțumim lui Dumnezeu că i-a dat cuiva minte cu culorile astea. Asta înseamnă protecție, nu lipsă de libertate. Lege nu înseamnă anularea libertății. În Biblie, libertatea nu înseamnă să faci tot ce îți place. Aia înseamnă fire și păcat. De fapt, în niciun domeniu al vieții omul nu are o libertate absolută. Hei, tineri, cu câte maile mergeți pe stradă? Aici pe Caldwell. E 45, nu? Sau 40. Mergeți cu 5 peste? Hai să zicem 10? Dar poți să mergi cu 40 peste? Păi de ce? Că ești într-o țară liberă. Dă-i gaz! Ești într-o țară liberă! Du-te! Ce stai? Acolo de ce nu spui? Am libertate! Acolo știi să respecti legea, nu? Că numai în biserică, biserică e libertate. Nu poți să zici la nimeni nimic. Nu putem să avem nicio regulă, nicio normă, nicio rânduială, că aici e libertate, fraților. Când ieșim pe drum, nu mai e libertate, toată lumea 35. Când mergem la magazin, nu mai e libertate, toată lumea stă în line. Când mergem la aeroport, toată lumea se descalță, scoate cureaua și metalele din buzunar. Acolo, de ce nu-i spui la ăla? Băi, dar tu cine ești, mă, să-mi scot cureaua și pantofii? De ce nu-i spuneți așa, fraților? Dom'le, eu trăiesc într-o țară liberă, nu-mi scot eu că vrei dumneata pantofii. De ce te supui la regulile de acolo? Acolo sunt reguli, aici nu e. Aici e teren de fotbal. Oamenii lui Dumnezeu, unde nu este regulă, diavolul este stăpân.
Oriunde este Dumnezeu, există regulă. Când Dumnezeu a scos sclavia din Egipt și a făcut un popor organizat, i-a făcut organizat prin faptul că le-a dat legi și porunci. Și a spus așa, mă, înainte să muri, să vă învățați copiii tot ce v-am învățat eu pe voi. Legile astea să le scrieți aici pe frunte și pe mână și pe ușiorii ușii, ori de câte ori intrați și ieșiți, să le vedeți ca să le memorați, să le țineți minte. Legalism nu înseamnă legi specifice în fiecare domeniu al vieții. Legalism nu înseamnă să accentuăm litera legii și să distrugem spiritul legii. Legalism nu înseamnă neascultare față de rânduielile bisericii. N-am timp să explic decât 30 de secunde să spun următorul lucru. Frați și surori, Biblia vorbește de principii pe care trebuie să le împlinească toată lumea, sunt universale. Și Biblia vorbește de încredințări pe care fiecare are dreptul să și le facă. Cineva, după cum știți și dumneavoastră, a trimis o circulară a cultului penticostal care în România a creat anumite discuții cu privire la verighetă. Și cultul penticostal din România a luat următoarea decizie. Verigheta se poartă sau nu se poartă într-o biserică în funcție de viziunea pe care o are biserica și conducerea bisericii. Și o încredințare. La nivel individual este încredințare. Încredințarea la nivel de biserică e rânduială. Încredințarea la nivel individual este exact ce e rânduiala la nivel de biserică. Astea se schimbă în timp. Pe vremea lui bunicu, în unele biserici nu era voie bărbatul cu păr, nu era nevoie cu ceas, nu era voie cu aparat de radio, îi se zicea cu cuvea. Nu era nevoie cu bibelouri în vitrină, în alte biserici era, în altele nu. Depinde de rânduială. Dar cu furtul peste tot nu-i voie, că scrie în Scriptură. Aș vrea însă să închei spunându-vă cea mai gravă acuzație nedreaptă adusă legii. Legalism înseamnă lege împotriva dragostei. Unii susțin că ești legalist dacă ai principii, deoarece nu ești liber. Chiar și dragostea este o lege, e o poruncă. Noi spunem că dragostea a desființat legea, timp în care dragostea e o lege în sine. Hristos a spus, vă dau o lege. Lege, poruncă, e același cuvânt, e sinonim. Vă dau o lege nouă, să vă iubiți unii pe alții. Și noi spunem, dragostea a desființat legea, timp în care chiar ea, dragostea, e o lege în sine. Pavel spunea, așa cum afirmam în introducere, că toate legile, cele din domeniul moral, s-au unit ca și pâraele micuțe care se unesc într-un râu și toate râurile într-un fluviu și toate fluviile într-o mare. Ei, tot la fel, toate aceste porunci s-au unit în două. Primele patru, porunca față de Dumnezeu, legea, dragostea față de Dumnezeu. Următoarele șase, de la 5 la 10, legea față de aproapele, așa spune cuvântul Domnului. Principiile nu înseamnă uciderea legii, uciderea iubirii, ci dimpotrivă, dragostea ne pune pe noi în situația să îl ascultăm pe Hristos. Băieți, vă interesează acum pe voi, iau un băiat la întâmplare, care nu e căsătorit. Te interesează pe tine acum de o fată, iau o fată la întâmplare de acolo, necăsătorită. Te interesează de ea? Nu. N-ai niciun interes dacă ea are vreo nevoie, dacă are vreo problemă, dar dacă peste 2-5 ani tu te vei căsători cu fata aceea, dintr-o dată toate problemele ei ți le vei asuma tu. De ce? Din dragoste tu te bași sub jugul nevoilor ei și pe toate le împlinești. De ce? O iubești. Când îl iubești pe Dumnezeu, legea lui Dumnezeu, să nu furi, să nu minți, să nu prea curvești, să nu faci o mărturie mincinoasă, să nu clevetești, să nu faci partide, să nu un milion de lucruri. Nu mai sunt niște legi care te îngrădesc, ci sunt o normă de viață care te desparte de păcat, dar în același timp sunt și o manifestare a respectului față de Dumnezeu în care pretinzi că tu crezi. Arată-mi credința ta din absența faptelor tale, spunea Iacov, și eu am să-ți arăt credința mea din prezența faptelor mele. Frați și surori,
Aș vrea să stăm înaintea Domnului acum la sfârșitul acestui serviciu divin, pentru că s-a epuizat timpul și e destul cât am vorbit despre asta. Să stăm înaintea Domnului și să ne uităm la noi. Care este înțelegerea noastră despre legea Domnului? În spatele nostru este o soție, un soț sau copii. Ce învățăm noi despre asta? Ei au tot felul de lucruri în alte biserici, în alte situații unde se predică Evanghelia. E adevărat, creștinismul are principii universale pentru toți, dar are și specific. Suntem noi în stare să învățăm legile Domnului și la nivel de principiu și la nivel de specific. Pentru tot poporul acesta, mare și mic, femei și bărbați, noi și vechi care sunt aici, vreau în seara aceasta să ne rugăm să ne dea Dumnezeu dragoste de Scripturi și o înțelegere care să ne conducă la dedicare, la unitate, la apropiere de Dumnezeu și la a fi folositori, nu nefolositori în împărăția lui Dumnezeu. La a construi, nu la a dărâma și la a dezbina. La a pune cărămidă peste cărămidă, nu la a da cărămizile jos, că nu-i zidul bun. Haideți să stăm înaintea Domnului și fiecare dintre noi luminați de Duhul să ne rugăm. Vă invit să ne ridicăm în picioare. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea Scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.